consider personale pentru tot cum am fost echipa. Nu sunt mulțumită de absolut nimic, din păcate. Au intrat cu un tract teribil și nu înțeleg de ce. Este cel mai prost joc al nostru de când am început pregătirea din vară. Nu a semănat nici cu meciul de cupă de la Baia Mare, unde am rulat tot lotul și nu am urmărit decât să le dau minute de joc. Nu am urmărit neapărat să câștigăm cu Baia Mare. Au respectat, au ascultat, nu au existat atât de multe greșeli neforțate. Deci, repet, nu a semănat cu niciun joc pe care l-am disputat de când am început pregătirea din vară. Eu am spus, în campionatul ăsta o să vedeți că vor fi, nu vor mai fi meciuri ușoare, clar. Sunt 80 de jucătoare străine în campionat, toate, sau aproape toate de echipă națională. Nu vei ști niciodată la începutul jocului cine o să câștige. Or să fie meciuri extrem, extrem de grele și cu surprize foarte mari. Ați văzut și aseară, CSM cu Știința București, cu un pic de atenție, câștiga Știința București, echipa nouă promovată, care s-a întărit, clar. Repet, toată lumea s-a întărit, nu sunt mulțumită de jocul nostru. Important este că ne-am luat cele 3 puncte. În handbal așa există o vorbă. Dacă reușești să câștigi și când joci prost, atunci înseamnă că există resurse. Vom analiza, clar, nici nu se pune problema de luni, ce s-a întâmplat și de ce nu am reușit să respectăm ce am pregătit săptămâna dinainte acestui joc. Publicul extraordinar, ca de fiecare dată. Le mulțumesc din suflet, sper să ne susțină, indiferent de rezultat la fiecare joc. Vreau să felicit echipa din Ioveni, s-au întâlnit, ați văzut și dumneavoastră, cu extrem de multe jucătoare. Și nu în ultimul rând vreau să-mi felicit jucătoarele strict pentru cele 3 puncte. Atât de joc, a lăsat mult de